spuneam în săptămâna trecută, la vremea vom implementa, împreună cu domnul viceprimar Mihai Costel, un pachet de proiecte de hotărâre după modelul celor din municipiul Brașov. Astăzi vom vorbi despre proiectul de hotărâre Trusov pentru non-născuți. Probabil că cunoaște subiectul. El este implementat la nivelul municipiului Brașov din 2019. Acesta presupune, are ca și scop stimularea natalității și totodată și un sprijin către familiile preșmenene de această dată, care își doresc un copil. Ca și la Brașov, în baza studiilor făcute de către departamentul de asistență socială, există un calcul pe sume, pe necesarul primelor 3 luni a noilor născuți. Acesta presupune alocarea unei sume de 500 lei pe lună. Voi propune în cadrul Consiliului Local Prejmer să păstrăm această sumă, ceea ce presupune ca pe primele 3 luni de zile să alocăm 1500 lei pentru fiecare naștere. Una dintre condiții și poate cea mai importantă e ca cel puțin unul dintre părinți să aibă domiciliul în Prejmer. O a doua condiție fel de important, pot spune, e ca aceștia să nu aibă datorii la bugetul local, deci este o formă și de încurajare de plată a responsabilităților bugetului fiscale. Exact. El, proiectul este oarecum legat și de alte proiecte din comunitate de încurajare a natalității. Discutăm astăzi la nivelul Consiliului Local de construcția unei creșe, creșe nu mai avem creșe de ceva timp și toate aceste lucruri, pe total, au ca și scop încurajarea natalității și păstrarea tinerilor în comunitate. Pentru bugetul, scuze. O să fac o completare. Celălalt proiect pe care Cătălin l-a prezentat săptămâna trecută, deja a fost el va fi supus aprobării din discuțiile pe care Cătălin le-a făcut cu toți consilierii locali, indiferent de grupurile politice. Acel proiect va avea susținere. Cu siguranță că Cătălin Pupa va găsi susținere din nou în rândul consilierilor locali. Vă dați seama că nu poate să vină cu date certe, pentru că vine inițiativa, nu pleacă dinspre executiv către Consiliul Local, ci pleacă dinspre consilierii locali, către consilierii locali, cu raport de specialitate, bineînțeles, cum zice prevederile codului administrativ. Cătălin va depune această inițiativă, îl voi ajuta la structurarea acestei inițiative, îl va depune în următoarea ședință de Consiliul Local, va discuta cu colegii dumneavoastră de la toate structurile politice pentru a obține sprijinul, iar responsabilitatea primăriei prin aparatul de specialitate va trebui să documentească raportul de specialitate unde se vor găsi și aceste date financiare. Nu vreau să pară că vine cu un proiect în fața dumneavoastră în care să nu fie argumentat sau să nu aibă toate datele. Nu are cum să le dețină, deoarece ele sunt date care se găsesc la nivelul primăriilor în comunitatea respectivă, iar în momentul în care o inițiativă vine dinspre consilieri, partea de executiv din aparatul de specialitate are obligația pe raportul de specialitate să vină cu aceste date, astfel încât în Consiliul Local, când este supus aprobării proiectul, să intre cu toate datele, inclusiv cu verificarea pe care o face secretarul general. Cele două proiecte o să meargă tot pe varianta de etichete. Și le luați în calcul să înceapă de anul viitor, din ianuarie? Sigur. Inclusiv creșa? La creșa, subiectul este mai delicat acolo. Suntem la fază de dezmembrare, găsirea surselor de finanțare, va fi durată, dar între Consiliul Local are deschidere și dorește acest lucru. Este foarte important ca toate localitățile din zona metropolitană să creeze aceste funcțiuni. Apăsarea vine pe municipiul Brașov. Lipsa creșelor din zona metropolitană aglomerează locul creșelor din municipiul Brașov. Știți foarte bine că se găsesc
creșe, după cum am discutat și am anunțat. La una dintre ele sunt într-o fază destul de avansată, zilele trecute, am dat domnul de începere și totodată predare de amplasament. Constructorul va începe veni pe loc următoare cu împrejmuirea și cu organizarea de șantier propriu-zisă și cu începerea construcției. Mă bucur că avem un constructor destul de serios și spun asta pentru că avem o experiență bună. Este cel care a realizat lucrarea la școala gimnazială numărul 4 prin programul cel elvețian, unde noi am fost în grafic, lucrarea a fost realizată. Mai avem celălalt prin tractorul, noi avem cofinanțare și buget propriu și axa 4-1 pe POR, pe programul operațional regional. Cred că important este că se întâmplă și în localitățile, sau cel puțin la Preșme, se întâmplă acest demers. Cred că și cei de la primăria să cere ar trebui să fie suficient de responsabili, fiind de la doi municipiul după Brașov, să realizeze o astfel de funcțiune. Repet, tot ce nu se realizează în zona metropolitană reunează multă activitate în municipiul Brașov. Când aveți ședință, Cătălin? La sfârșitul lunii. La sfârșitul lunii și acolo aveți o problemă de zi cu tichetele pentru persoane. Tichetele pentru, da. Bine, mulțumim, dacă mai aveți dumneavoastră întrebări. Cum comentați faptul că cei